locul femeilor nu este doar la cratițe, o spun bărbații din raionul Șoldănești. Ei cred că femeia se descurcă mai bine decât bărbatul, în toate domeniile, inclusiv cel politic. Calitățile de care dispun femeile pentru a face față provocărilor din viața politică, socială și culturală ar fi empatia, răbdarea și perseverența. La Șoldănești, bărbații vor ca femeile lor să fie mai active și să se implice mai mult în dezvoltarea socioeconomică a raionului. Majoritatea intervievaților în cadrul unui vox populi susțin că o femeie la putere ar rezolva mai multe probleme decât un bărbat. În opinia noastră, cât de importantă este implicarea femeii în viața politică, în viața socială? Foarte mare! Eu știu, cotic femeile alea că sunt mai înțelepte ca bărbații. Femeile sunt mai, cum să vă spun, mai sincere, mai blânde, mai generoase. Suntem egali, parcă femeie, bărbați, pentru mine nu importă. Eu cred că cât mai mult o să implici femeile, cu atât cred că, nu știu, o să avem o societate așa mai, cum să spunem, mai echilibrată. Cu femeile mai multe întrebări hotăresc mai bine ca bărbații. De ce credeți așa? Și credeți mai, cum zice, mai precise și ele și gândește ele și spun ele. În ultimul deceniu a sporit numărul femeilor cu funcții de răspundere din raionul Șoldănești. Femeile au monopolizat sistemul de învățământ, unde doar 10% din angajați sunt bărbați. Numeroase sunt și femeile care lucrează în medicină. Chiar și în poliție, de la an la an, numărul angajatelor a sporit considerabil. Femeile din Șoldănești se pricep să facă orice meserie, de la cusutăreasă până la șefie raionului. Eu cred că și în viața cotidiană rolul femeilor e foarte important și în Consiliul Local cu atât mai mult, deoarece părerile lor de multe ori bat deciziile sau părerile bărbaților care sunt consilieri. Femeile au un rol mare în Consiliul Local și anume ele sunt mai active, vin cu cele mai, adică mai des vin cu inițiative, cu propuneri pentru a iniția anumite activități, anumite proiecte. Ele sunt cele care au o mai mare credibilitate din partea cetățenilor. Am obținut multe finanțări pentru, de exemplu, primul trofeu pe care a fost reparația unui pod. Femeia menține armonia într-o familie. Și de aceea ea este înzestrată cu harul lui Dumnezeu de a menține această armonie și în societate, implicându-se în politică. O femeie poate să-i decedeți dacă este susținută de un bărbat adevărat. Conform datelor oficiale la ultimile alegeri locale, 8 din 27 de mandate de consilier raional au revenit femeilor. Femeile conduc și 3 din 23 de primării din raion.